Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, de aici din studio. Noi vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa că, stimați prieteni, și de data aceasta vă aducem un invitat deosebit în fața dumneavoastră, un prieten și un colaborator al emisiunii noastre, un prieten drag, aș spune, un om de nădejde, așa că haideți să-i spunem un bun revenit domnului Andrei Manea din partea Coaliției pentru Familie. Și eu, Cătălin Vasile, bineînțeles, care în seara aceasta, în afară de a modera această discuție, împreună cu Andrei, vom încerca să și contribuim împreună la tema din seara aceasta, care este despre principiile vieții de familie și anume despre comunicare. Am început o serie, Andrei, despre principiile vieții de familie și cred că am ajuns la consensul amândoi că comunicarea este una dintre cele mai importante, să spunem, provocări pe care le are o familie, atât la nivelul soț-soție, cât și la nivelul soț-soție copii. Așa că îți spun bine ai revenit, te provoc în seara aceasta și împreună vom încerca să vedem care sunt, poate punând așa într-o balanță, stânga și dreapta ale comunicării în viața de familie. Mulțumesc pentru prezentare. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit. Am găsit într-adevăr de folos să inițiem cumva acest proiect. Poate fi considerat un proiect. Este o temă foarte importantă din perspectiva educației pentru familie și anume principiile vieții de familie. Spuneam într-o emisiune anterioară și chiar mă gândeam de unde a venit această idee a dezbaterii pe această temă și spuneam că așa cum în universul fizic care ne înconjoară vedem că există legi care își produc efectele indiferent dacă noi ținem sau nu ținem cont de ele și dădeam exemplu banal al legii gravitației. Poți să sar sperând că nu te vei lovi, vei avea o surpriză neplăcută, te vei lovi indiferent de ceea ce crezi. Deci așa cum în universul material e guvernat de niște legi, așa și relațiile interumane sunt guvernate de niște legi. Legi morale, principii morale, a căror sursă este clar din perspectiva noastră, sunt niște principii de origine și de inspirație divină, pe care creștinismul le reflectă întru totul. Și unele dintre principii sunt evidente, dacă unele dintre principii sunt evidente, unele dintre ele nu sunt atât de evidente. Cert este că, așa cum spuneai și tu, în diverse aspecte ale vieții noastre, trebuie tot timpul să identificăm principiul rău și principiul bun. Trebuie să fim, în primul rând, să conștientizăm că în relațiile interumane sunt dominate de principii morale și în diversele aspecte ale vieții tot timpul există partea rea, principiul rău și principiul bun. Și pe măsură ce noi le identificăm, trebuie să le dezbatem și trebuie să le dezbatem în cadrul familiei, alături de soțul sau de soția fiecăruia dintre noi și împreună cu copiii, pentru că practic copiii găsesc în familie modelul primar, cu ceea ce ei pleacă din familie, se vor duce cumva și în societate. Și de aici vine și importanța familiei, pentru că, practic, modul cum noi informăm, ei așa își vor lua zborul, să spunem, în societate. Vor duce mai departe viața. Da, exact. Da. Și acest capitol, unul, capitolul pe care vreau, am făcut această scurtă introducere a genericului de emisiune, se referă la comunicare. Și avem aici partea negativă și partea pozitivă. Da? În momentul când avem în familie o situație, îmi aduc aminte, pentru că la un moment dat există aceste semnale de alarmă, tragem niște semnale de alarmă în cadrul familiei și adolescent fiind, îmi aduc aminte că la un moment dat tatăl meu chiar a tras un semnal de alarmă referitor la această comunicare și spunea, zice, băi, câteodată am senzația că parcă suntem în casă ca într-un hotel.
Adică oamenii vin, stau, mănâncă, pleacă, își văd de treburi, se duc la serviciu și simțea și el câteodată trăgea un semnal de alarmă că ceva din perspectiva comunicării nu este ok. Și acest semnal de alarmă, dacă e să ne ducem un pic la rădăcini, da? Vine din ideea de persoană, pentru că omul este persoană, nu e individ. Și persoana umană nu se poate defini decât prin relaționare la o altă persoană umană. Practic, dacă noi nu stăm față către față cu altcineva și nu relaționăm, nu dialogăm, nu reușim să ne dăm seama cine suntem, nu reușim chiar să ne bucurăm de viață. Degeaba le ai pe toate ale vieții dacă nu reușești să ai o relație, relații fructoase cu cei din jurul tău. Și această relație fructoasă înseamnă în primul și în primul rând cuvânt, pentru că la început a fost cuvântul. Da? Deci comunicarea este extrem, extrem de importantă în viața de familie. Aș putea spune că chiar oamenii care ajung să nu mai comunice trăiesc sau încep să simtă unul dintre cele mai mari probleme ale omului, singurătatea. Singurătatea poate fi considerată, cred că, cea mai mare suferință a omului. Și singurătatea dusă la extrem, cred că e chiar o prefigurare a iadului, dacă e să o luăm. Exact, gândește-te că Dumnezeu în grădina Eden a văzut că omul era singur și că omul nu era bucuros, nu era fericit. Și inițiativa lui Dumnezeu a fost de a crea un ajutor potrivit, de aceea a creat-o pe Eva. Deci, practic, ideea aceasta a trăirii în comuniune n-a fost, să zicem, ideea lui Adam, ci ideea lui Dumnezeu de a merge mai departe și, într-adevăr, de a crea comuniunea aceasta. Și, Andrei, apropo de binele și răul, despre cele două talere ale balanței când vorbim despre comunicare, cred că prima mare provocare pe care avem și le putem pune în față este să comunicăm sau să nu comunicăm. Și dacă cumva decidem în seara aceasta că nu trebuie să comunicăm, a spune că emisiunea s-a terminat aici și ne vedem fiecare de treaba noastră. Dar prima mare provocare, și vreau să discutăm puțin despre asta, este totuși de ce trebuie să comunicăm și de ce trebuie să vedem că izolarea, singurătatea, interiorizarea, da? Separarea de restul lumii, la un moment dat nu este benefică. O ție, în primul rând, ca persoană, ție, da? Și apoi și comunității. Asta dacă nu cumva, te hotărăști de unul singur să trăiești ca pusnic și atunci... Dar atenție, pusnicul nu e singur. Exact, e cu Dumnezeu. E important. Și cu sfinții, da? Da. Deci cu îngerii din cer. Nu e singur. Foarte important. Exact. Nici acolo există o comunicare constantă. Poate chiar mai important. Deci, o izolare de aceasta... și sunt oameni care trăiesc. O izolare de aceasta dură în care... Pur și simplu, tu trăiești în mintea ta, în gândurile tale, în preocupările tale, că s-ar putea să fii atât de ocupat încât chiar te n-ai timp să vorbești decât poate foarte așa sporadic, dăunează în primul rând grav sănătății și mentale și spirituale, inclusiv sănătății fizice. Da? Așa că hai să vedem, Andrei. Izolarea, clar, e o fundătură. N-ai unde să ajungi, pentru că paradigma existențială, bucuria nu poate veni decât din relație. Nu te poți bucura numai prin raportare la obiecte. Degeaba ai toate și să ne aducem aminte de Robinson Crusoe. Nu? Asta. Deci omul a luat, nu? A luat o păpușă acolo, deci nevoia de dialog a omului e ființială și nu e imposibil să trecem peste ea, pentru că pur și simplu așa am fost construiți. Deci izolarea nu poate duce decât la întuneric și la nefericire. Și vedem fiecare dintre noi în cadrul familiei nu poate... Asta este, cum să spun, punctul final. Dar până acolo, izolarea, momentul când membrii familiei se izolează unul de celălalt, în cadrul aceleiași case, da? Este clar că nu se mai pot ajuta. Unul în camera lui, fiecare în camera lui, fiecare cu televizorul lui, din când în când se mai intersectează poate pe la bucătărie, pe la frigider, pe coridor. Da, și asta e un aspect și dacă vreți e un principiu al vieții de familie, tot timpul petrecut împreună. Trebuie să găsești situații în care să pui membrii familiei împreună.
și să cumva să provoci comunicarea, da? Cina de seară. Se mănâncă în familie. Da, trebuie să se mănânce în familie. Și trebuie, duminica, ziua. Da, duminica trebuie să mănânci în familie. Nu știu dacă, pentru că, na, fiind copii plecați la școală, e greu să îi strângi să-i aduc pe toți la aceeași oră. Da, dar seara, clar, ar trebui să fie o regulă. E una dintre puținele ocazii în care membrii familiei se pot aduna la masă și să inițieze comunicarea. Văd, într-adevăr, și o mare eroare la un moment dat, mai mergi prin diverse familii sau locuri în care oamenii se pun să mănânce și se uită la televizor. Pierzi un moment incredibil, în primul rând de a te bucura de sursa vieții, mâncarea, de a te bucura împreună, de a împărtăși împreună sursa vieții, și în al doilea și în cel mai important rând, de a comunica unul cu celălalt. Comunicând unul cu celălalt, nu facem decât să ne împărtășim problemele, durerile, necazurile, așteptările fiecăruia unul de la celălalt, situațiile prin care trec. Dar dacă comunicarea e atât de importantă, într-adevăr, trebuie să ne întrebăm, doamne, care sunt regulile, care sunt principiile care, până la urmă, determină ca într-o familie comunicarea să fie benefică, sau care sunt regulile pe care trebuie să le evite, da? Ca să nu ajungă la însingurare sau, Doamne ferește, la violență verbală, da? Pentru că sunt și astfel de situații, absolut, în care se ajunge la violență verbală, însingurarea, să spui că iată că nu e răul cel mai rău. Deși se pare că izolarea totală a omului e chiar mai rea decât împunsăturile, să spunem așa. Dar ceea ce trebuie să ne întrebăm, domnule, comunicarea, și aici trebuie să ne întrebăm ce determină succesul sau insuccesul acestui element esențial din viața unei familii, comunicarea. Și aș vrea să încep cu un capitol, să spunem așa, foarte important, care este deseori evitat. Când ne referim la comunicare, ne gândim în primul rând ce vorbim. Exact. Da. Exact. Dom'le, ce spunem? Da? Dar ratăm începutul, ratăm esența. În primul și în primul rând trebuie să ne întrebăm cum ascultăm. Cum ascultăm? Pentru că marile probleme în zona de comunicare nu apar neapărat despre din zona de cum vorbim sau ce vorbim, deși și aici sunt. Zona asta a ascultării, cum anume îl ascultăm pe cel de lângă noi, este esențială, și chiar ți-aș propune să luăm în balanță și să vedem aceste principii. Ce înseamnă un principiu al atenției și al ascultării celuilalt și ce înseamnă un principiu al neatenției, al dezinteresului, al ignorării sau al distragerii. Să chiar ai introdus așa, puțin mai devreme, Andrei, chiar ai amintit puțin un aspect al acestei, să spunem, provocări, când spuneai că oamenii se întâlnesc la masă și de fapt îi dau drumul la televizor și fiecare își face alte, să spunem, preocupări în timpul mesei, când ar fi trebuit să fie un proces clar de a lua masa. Înseamnă mai mult decât a mânca. Da, clar. Da, mâncăm, dar și ascultăm, vorbim, împărtășim, practic facem și un suma, ne mai punem la zi. Într-adevăr, și tu și eu și noi știm că avem o viață destul de provocatoare la servici, cu tot felul de probleme, de obicei vii cu capul plin, să zic așa, cu tot felul de probleme. Cred că cum putem să facem? Pentru că sunt oameni care nu se pot deconecta, nu se pot descărca sau nu se pot rupe de stresul, de preocupările de la servici, atunci când acasă rămân oarecum blocați și nu mai au nevoie nimic decât să dea Dumnezeu de să nu audă, să nu mai vadă, să nu mai știe de altul, știi? Sunt și asemenea astfel. Așa că să vedem care ar putea fi factorul acestei neatenției, inclusiv statul pe telefon. Hai să dăm un alt exemplu la care îl vedem. Hai să vedem ce putem vorbi despre atenție și mai mult despre neatenția în ascultare. Da, în primul rând trebuie să ne punem într-o paradigmă corectă, adică atunci când suntem alături de cel de lângă noi, trebuie să vedem dacă suntem
ființial puși, să spunem așa, în dorința de a-l percepe ca persoană. Adică trebuie să ne întrebăm până la urmă, domnule, vreau să mai fac efortul de a-l percepe pe celălalt de lângă mine ca persoană? Vreau să-i mai percep trăirile? Vreau să văd cum se simte, ce gândește, ce-ți dorește? Pentru că dacă vrei să comunici, trebuie să faci acest efort de a te pune în această paradigmă de deschidere față de cel de lângă tine. Și, într-adevăr, atunci când vorbim de atenție, și zona asta a atenției e cumva pe o scară așa. Câteodată cel de lângă noi nu ne spune nimic. Ci pur și simplu, dacă suntem cumva interesați de soarta lui, îi putem percepe o stare de tristețe, o stare de nemulțumire, de fericire, de neliniște. Să-l citim oarecum. Ar trebui să învățăm într-adevăr să-l citim, pentru că e posibil ca el să nu ne împărtășească. Să nu aibă puterea câteodată de a spune oful. Da, da, da. Și într-adevăr, din nefericire, se produc uneori tragedii. Vedem copiii care ajung la gesturi dintre astea extreme sau chiar adulți care ajung la gesturi extreme și oamenii din jurul lor spun, domnule, dar nu mi-aș fi putut imagina că omul ăsta e într-o atât de mare stare de tulburare. Pentru că starea aia de tulburare sau de neliniște sau de necaz, uneori e foarte greu să o împărtășești cu cel de lângă tine. Fie dintr-o, eu știu, și o trăsătură de caracter. Unii dintre noi se deschid mult mai greu față de alții. Poate fi și dintr-o frică cumva de a nu-și manifesta vulnerabilitățile. Exact, și câteodată și din cauza, și poate din pricina unui posibil feedback negativ din partea noastră. Știi că zic, iar ai greșit, sau iar ai făcut, ți-am zis eu să nu mai faci. Da. Știi că, mai ales în relația cu copiii, exact, știi cum e. Da, da, da. Sau pot fi, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, celuilalt să nu vrea să-și deschide emoțiile pentru că a avut niște experiențe neplăcute, exact, cu tine atunci când s-a deschis. Deci primul și cred că cel mai important element, trebuie și noi să avem radarul deschis, să spunem așa, să ne intereseze cei de lângă noi și să percepem trăirile lor. Adică să fim puțin mai sensibili. Da, da. Cred că da, da, pentru că sunt persoane și îndeoseb copiii și eu mi-aduc aminte din relațiile cu copiii mei la vârsta adolescenței, unii dintre ei, când viața lor interioară devine foarte tumultoasă și ceea ce li se întâmplă în cadrul relațiilor lor sociale la școală, în cercul lor de prieteni, ei trăiesc, cum să spun, aceste lucruri la o intensitate, la o cu totul altă intensitate față de care o trăim noi. Și aici e foarte important, le numesc semnale de alarmă. Pentru că e posibil, aceste cazuri de interiorizare poate că sunt cumva destul de rare, majoritatea dintre noi dăm niște semnale de alarmă. Adică vedem că celălalt începe să ne spună ceva. El începe și spune ceva. Numai că, din nefericire, deseori, noi tindem să bagatelizăm acele lucruri. Deși le auzim cumva așa, folosind un englezism în background, da? Tot auzim că se repetă diverse subiecte. Tata, la școală, nu știu cine, nu știu ce a făcut. A făcut nu știu ce, nu știu ce. Și noi zicem, mă, ce contează? Bagatelizăm. Sau soția, eu știu, te roagă, uite, vezi că nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, te-aș ruga să, mi-ar place să. Deci e foarte important că atunci când primim aceste, sau nu îmi place că, când primim aceste semnale de alarmă, să ne deschidem antenele. Adică dacă totuși a interpretat tăcerea cuiva nu e un lucru ușor, dacă totuși primești niște semnare de alarmă, trebuie să te arăți deschis față de persoana respectivă. Da. Să-l asculți și mai mult să empatizezi cu respectivă. Da. Că fie că e soție, fie că e copil. Da. Și apoi, într-adevăr, vorbind aici de atenție și neatenție, iată că oamenii pot începe să vorbească. Oamenii pot începe să vorbească și să-și împărtășească trăirile.
Și atunci e foarte important ce faci tu. Spuneam că la un moment dat, nu neapărat când ești la masă, dar ești în mașină sau stai pe canapea, da? Dacă celălalt începe și ți se adresează, trebuie să cam lași și totul baltă. Trebuie să lași telefonul din mână. E, nu? Aici este o provocare, adică pentru tine. Trebuie să le lași baltă, da? Pentru că și vorbesc de aceste practic semnale. Practic să te dedici. Da. Pentru că mai auzi în familie, mai lasă și tu telefonul ăla. Da. Da? Într-adevăr, tehnologia, telefonul sau îți distrage foarte mult atenția și când un om începe și îți vorbește, a lăsat totul deoparte și a te concentra la ceea ce omul vrea să-ți spună, denotă un foarte mare respect. Lipsa de atenție denotă lipsă de respect. Adică o faci oarecum din obligație, de ochii lumii. Da, asculți așa să zici că n-ai ascultat, dar de fapt tu ești cu gândurile prin altă parte și omul percepe într-o manieră instinctuală, până la urmă, simte lipsa ta de interes. Răceala. Da, răceala, lipsa ta de interes față de... Formalismul, că până la urmă ce o formalitate, adică o faci ca să fie făcută. Da, să nu... da, da, percepi până la urmă că omul nu prea e atent la ceea ce... Deci, practic, ce-ți spune. Nu se jerfește din timpul lui, nu dă nimic sau nu face astfel încât să te ajute cu ceva. Exact. Măi, exact, până la urmă, da. Chiar o lipsă de dragoste, că până la urmă știi să dai de la tine, inclusiv din timpul tău, din... fiecare avem timpul pe care l-avem, să te jertfești pentru cineva, e o altă dovadă de dragoste. Da. Practic, renunți la tine ca să-l ascuți pe fratele tău sau pe prietenul tău. În aceste crize de familie care mai apar în relația soț-soție, deseori mai mult, doamnele, găsim repetată această vorbă. Nu mi-acorzi atenție. Da? Nu mi-acorzi atenție... Nu ești atent la mine, da? Bun, acum sunt cazuri în care se întâmplă să spună ceva și tu să nu fii atent. Da, numai că... Știe că de fapt tu a zis și tu n-ai fost atent. Da, dar nu e lucru ușor și împroprierea acestor principii nu vine de la sine. Nu vine de la sine, trebuie să lupți. Te disciplinezi. Practic, da, asta este o luptă. O luptă continuă, permanentă. Trebuie să lupți continuu, permanent. Dacă ai greșit, recunoaște-ți greșeala, data viitoare străduiește-te să fii mai atent. Da? Când a vorbit cu tine și tu ți-a atras cumva, ți-a spus că n-ai ascultat, că n-ai auzit, că n-ai știut, că... Da? Deci trebuie cumva să ne creștem gradul de atenție față de cel de lângă noi, că e copil, că e soț, că e soție, și în momentul când se exprimă, da? Să ne oprim. Să ne oprim și să ascultăm ceea ce are de zis. Și acum, iată, putem trece la un alt principiu al comunicării, ascultarea. Da? Suntem capabili să-i ascultăm cu adevărat pe cei de lângă noi, da? Să-i lăsăm cumva să-și verse sufletul până la capăt, sau de fapt purtăm un monolog. Când celălalt începe să spună ceva, tu imediat intervii. Și mai auzi deseori în familie când zici, dar lasă-mă și pe mine să zic ceva. Da, e real. Da, da, deci auzi deseori, eu spun, dom'le, dar lasă-mă și pe mine să zic ceva, lasă-mă să vorbesc până la capăt, da? Și atunci, iată, un alt principiu negativ și pozitiv este întreruperea, că întrerupi omul când se apucă să-ți spună ceva, versus răbdarea de a-l asculta până la capăt atunci când se inițiază o discuție. Și ce să zic, de ce e greu, că până la urmă stăm și ne întrebăm, Dorin, dar de ce e greu să-l asculți pe celălalt până la capăt? Pentru că a-l asculta până la capăt pe celălalt, în primul rând, denotă o dovadă de modestie și de smerenie. De obicei se vorbește despre ceva, da? Dacă tu crezi că le știi pe toate și ești iluminatul casei, sau iluminata casei, exact, să spunem așa, da? Pur și simplu nici nu mai vrei să-l asculți pe celălalt, că tu știi ce vrea să zică. Da? Dar ratezi esențialul, ratezi comunicarea, ratezi relaționarea. Da? Pentru că viața de familie
nu e neapărat un, cum să spun, un SRL al cărui obiectiv este profitul sau un SA al cărui obiectiv este profitul. În viața de familie nu țintim neapărat să rezolvăm lucruri. Nu despre asta e vorba. În primul rând, relaționăm. Suntem persoane care relaționăm unul cu celălalt. Și vorbeam, atunci când este această mândrie, e o problemă. Da? E o problemă mare, pentru că pur și simplu este posibil că atunci când se dezbate o problemă, tu deja să știi care este soluția la acea problemă. Și să-i zici celuilalt, a, lasă, că nu trebuie să mai îmi zici. Nu trebuie să mai zici, că mie mi se întâmplă. Da, e real. Nu e sigur. Da, pentru că este adevărat. Poți cunoaște anumite informații pe care celălalt nu le știe. Și tu deja ai soluția problemei care se discută. Da? Dar totuși, dacă nu lași pe celălalt, da, să-și exprime punctul de vedere, chiar dacă tu știi deja soluția, nu creezi o legătură afectivă cu el. Nu, da, și mai mult nu lași pe om să-și ia apăsarea de pe suflet. Să-și ia apăsarea de pe suflet și, foarte important, cel puțin din perspectiva copiilor, ei, prin acest efort, da, de comunicare, își organizează mintea, își fac și ei niște planuri de acțiune. Adică e foarte important, da, să-l întrebi, să-l provoci, să spunem așa, în a-și exprima opinia, în a-ți spune cum intenționează, cu ce probleme s-a confruntat și să asculți. Să asculți cu răbdare și să asculți până la sfârșit, da? Până când el nu mai are ce să mai zică. Deci nu e treabă ușoară. Și un alt element, o altă provocare, să spunem așa, foarte mare în procesul ăsta de ascultare, este întâlnită atunci când celălalt îți spune în cârcă lucruri pe care poate nu l-ai făcut. Te acuză pe nedrept oricum. Da. Sau uneori te acuză pe drept. Te acuză pe drept, dar, precum Adam în rai, arunci, să fugi. Arunci vina pe altcineva. Vrei să fugi, da? Și e foarte greu, pentru că este posibil fie ca omul să-ți spună niște lucruri corecte, dar dureroase, și atunci instinctiv să reacționezi, da? Fie, și aici poate că putem să vorbim de ceea ce se numește sfințenie, el să te acuze de niște lucruri nedrepte. Și tu să ai puterea afectivă și, cum să spun, un grad de maturitate și de moralitate atât de înalt, încât să nu te tulburi. Și să lași pe celălalt, să zicem așa, să-și verse oful, da? Să te bălăcărească dacă este cazul, și la sfârșit, evident, că nici tu nu trebuie să depășești logica și raționalitatea, să-i pui întrebări. Dar de ce crezi tu că s-a întâmplat așa? Da? De ce crezi tu că este așa? Dar aici, uite, n-ai văzut că așa și așa și așa? Dar când am făcut așa și așa? Da? Sau, ba nu, uite, s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că se întâmplase ailaltă. Da? Dar este foarte, foarte greu să-ți dobândești, să spunem așa, această răbdare în a asculta. Da? Pentru că, iată, se zgândere în tine niște atitudini pe care cu greutate reușim cu toții să le împingem de la noi. Mândria, faptul că noi știm tot și cunoaștem tot, da? Sau, cum să spun, reacțiile astea emoționale atunci când suntem, eu știu, învinovățiți pe nedrept. Absolut, da? Absolut. Atunci când suntem învinovățiți pe nedrept. Deci răbdarea asta în ascultare e foarte important și ai și tu copii, nu? E de ambele părți o provocare, pentru că, pe de o parte, Andrei, mi se întâmplă des. Începe să vorbească, am bună intenție, dar știi cum deodată se duce gândul la ale mele. Pe care uneori le spun, pe care uneori nu le spun. Consider că nu, cel puțin alea de servici, nu are rost să le împărtășesc prea mult cu familia, pentru că sunt niște probleme strict punctuale și nu îi ajută cu nimic, ba mai mult le încarcă pe memoria și câteodată chiar să le strice starea și buna dispoziție. Așa că uneori le mai țin pentru mine.
Dar vreau să spun că ele rămân în mine. Îmi spunea cineva, mi-a zis, am auzit o vorbă foarte, foarte interesantă. Îmi spunea cineva, când mă duc la servici, uit de probleme de acasă. Dacă vin acasă, nu uit de probleme de la servici. Da. Gradul nostru de atenție, gradul nostru de răbdare este direct proporțional, până la urmă, cu capacitatea noastră de a nu uita lucrurile esențiale. Dar aici e foarte greu și am mai spus într-o primă emisiune, am spus că unul dintre principiile și vieții de familie este axarea în Dumnezeu. Absolut. Da? Și de ce este extrem de important, da, să fii în primul și în primul rând axat în Dumnezeu și apoi fiind axat în Dumnezeu să te întorci către pilonii existenței verticală tale. Și apoi pe orizontală. Da, 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 către ceilalți piloni ai existenței tale. Pentru că în momentul în care ești axat în Dumnezeu, da, ai o cu tot o altă perspectivă asupra vieții. Perspectiva dumnezeiască, duhovnicească. Da, ai o cu tot o altă perspectivă asupra vieții, atât în ceea ce înseamnă durata ei, faptul că nu se limitează numai la asta, cât și importanța. Nu ți-e frică de moarte? Greu zis că nu ți-e frică de moarte, bun. Dar mă rog. Ideal. Ajungi, da, ajungi să ai o altă perspectivă asupra vieții și atunci, practic, fiind axat în Dumnezeu, având o altă perspectivă asupra vieții, nu mai lași cum este, spre exemplu, biroului, da? Adică când pleci de la birou, poți să închizi cumva ușa problemelor de la birou. Nu întru totul, că suntem oameni, n-avem cum să ne dezbrăcăm întru totul, dar cel puțin reușești, pentru că ai această independență afectivă de celelalte lucruri din jurul tău, da? Reușești cumva să intensifici în anumite momente alte interese, da? Pentru că unii dintre noi am vrea să lăsăm biroul la ușă când intrăm în casă. Problema e că nu putem. Adică biroul vine după noi. Așa este. Da? Adică am vrea cumva ca toate, eu știu, necazurile, tulburările, toate aceste probleme, da, care vin din zona profesională, foarte greu încercată în ultimii ani, deci cu această incertitudine, cu aceste schimbări în mediul de lucru, cu aceste incertitudini, cu anumite sectoare de activitate drastic influențate, da, dramatic am putea spune influențate, într-adevăr, necazurile astea dintre afară, greu, adică nu e ușor când ai plecat de la birou să închizi ușa biroului. Dar, într-adevăr, dacă vrei ca în casă să ai parte de o comunicare, trebuie să faci toate eforturile să închizi ușa biroului când ajungi acasă. Să te deconectezi și să te conectezi la... Da, pentru că altfel atenția ta e captată în altă parte, nu mai poți să fii atent față de cei din familie atunci când ei poate că nu-și manifestă trăirile sau atunci când îți dau semnare de alarmă, da? Sau atunci când poate chiar începe să vorbească cu tine, începe și vorbește cu tine copilul tău și bip-bip Apple Watch-ul, bip-bip-bip te întrerupe, trebuie să fac asta, la un moment dat se lasă baltă și nu mai apelează. Ce să mai încerce? Că el la un moment dat nici nu mai știe, încearcă. Tata e ocupat și nu mai are. Da. Să mai comunice. Deci, da, nu este și e foarte important și în momentul că putem avea atenție, putem vedea că celălalt vrea să ni se adreseze, începe cumva procesul de comunicare și începe și vorbește. Și noi îl ascultăm. Să zicem că am făcut acest... Am ajuns la gradul de maturitate. Am trecut de toate provocările și am ajuns aici. Și îl ascultăm. Da? Dar e important și cum asculți acum. Pentru că poți asculta cu indiferență sau poți asculta cu empatie. Adică să se vadă pe fața. Știi că interlocutorul citește interesul tău. Din ochi te vede că ești interesat. Și din când în când chiar să mai cerem poate detalii sau știu eu. Hai să vedem. Da, și empatia asta, iarăși, nu e treabă simplă. Trebuie exersată. Da, se numește empatie sau se numește compasiune sau se numește înțelegere. Da? Ați văzut că câteodată... Deci oamenii ajung cumva, gândește-te la lucrul ăsta, oamenii ajung să plătească
pentru ca cineva să le acorde atenție, să aibă răbdare să-i asculte și să-i asculte cu empatie, cu înțelegere. Păi de-aia te duci la psiholog. Exact. Adică, practic, noi, în loc să ne exersăm și noi, fiecare dintre noi, acest rol, această dorință de comunicare, da? Această gradul de atenție, da? Gradul de răbdare, da? Și empatia, compasiunea, trebuie să ne o exersăm. Iată cât de important și iată ce traume pot produce aceste disfuncționalități în comunicare și necunoașterea principiului rău și principiului bun. Oamenii ajung să plătească câteodată, da? Ca să beneficieze de aceste servicii. Evident că profesioniștii respectiv, psihologii, aduc o cu totul altă perspectivă. Au un bagaj de cunoștințe mult mai mare, cunosc cazuistică și reușesc de multe ori, adică de multe ori, reușesc să pună omul respectiv pe picioare și îl ajută, dar îl ajută în primul rând ca el să-și clarifice cumva, trăirile și îi sugerează calea pe care să meargă. Și asta e foarte important și se numește empatie, da? Adică să avem puterea cumva să în momentul în care îl ascultăm pe celălalt, da? Să-l ascultăm empatic, da? Să nu-l ascultăm cu indiferență și cu răceală. Și nu e treabă ușoară să asculți empatic. De ce nu e treabă ușoară să asculți empatic? Pentru că de obicei oamenii împărtășesc diverse trăiri, uneori de veselie. E ușor să asculți empatic pe cineva care îți vorbește de bine. E foarte ușor. Da, absolut. Asculți, râzi, te distrezi, totul e bun și frumos, să zic așa. Dar nu e ușor să asculți empatic pe cineva care trece printr-o dificultate și are o suferință, fie o suferință sufletească, fie o suferință fizică. Da? De ce? Pentru că, într-un fel, această compasiune, da, vine de la a compătimi cu celălalt, adică să-i trăiești durerea, ca exact, să zic așa. Exact, să te transpui în propria lui persoană. Da, este o înălțime la care e foarte greu. Știu mai exact cum spune Sfânta Scriptură, să plângi cu cel ce plânge, să te bucuri cu cel ce se bucură, să trăiești împreună cu el aceleași sentimente pe care le are respectiv. Da, da. E greu. E foarte greu. E foarte greu și e o măsură dumnezeiască, să absolut. Asta ține, nu ține de capacitatea noastră umană, clar. Da. Asta e pentru că omenește, da. Suntem egoi. Fiecare pentru el, nu mă interesează. Da. Asta vine din partea, cu puterea lui Dumnezeu, clar. E o chestie care nu ține de firea pământească. Da, și este, vedem aici un model, modelul divin, modelul lui Hristos, care, deși noi nu știm lucrul ăsta, el își împropriază trăirile fiecăruia dintre noi. Absolut. Păi cine ne înțelege cel mai bine? Deci el își împropriază trăirile fiecăruia dintre noi și trăiește tot ceea ce trăim noi, pentru că altfel eu nu găsesc logică la cuvântul lui în care spune că dacă vei ajuta unul dintre acești mai mici, mie mi-ați făcut. Asta înseamnă că el practic și-a asumat la un nivel empatic total trăirile fiecăruia dintre noi. Dintre noi, că fiecare dintre noi putem fi... Dacă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iată că asemănarea trebuie să o lucrăm noi. Asemănarea trebuie să o lucrăm noi și trebuie să lucrăm asemănarea empatic. Trebuie să lucrăm asemănarea empatic și să nu cădem, eu știu, în aceste proceduri, așa că, vezi, ajungi cumva să înțelegi care sunt aceste principii în comunicare. Dar una e să le trăiești într-o manieră mecanică, doar așa să bifezi, ca la audit. Uh-huh. Bifă, 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 bifă. Da? Și alta este să le trăiești. Să le trăiești, pentru că până la urmă asta face diferența între robot și om. Și ființă umană. Da, vezi, Andrei, vorbind de partea aceasta a asemănării cu Dumnezeu, până la urmă Dumnezeu spune că bărbatul și femeia vor fi una. Împreună vor fi una, da? Dar totuși este o disciplină pe care trebuie să o practicăm zi de zi ca
să, într-adevăr, să fim una. Pentru că, by default, așa, de unde, dacă ai doi oameni și îi pun la altă, s-ar putea să nu fie niciodată una, pentru că unul cu fiecare cu ale lui, cu problemele lui, cu interesele lui, și, într-adevăr, doar să fie vizitatori, locuitori aceiași case, și, până la urmă, între ei să nu se întâmplă chimia aia, știi, de care... Da, nu e ușor. Nu e treabă ușoară să reușești să faci în cadrul familiei un ambient armonios și plăcut, un mediu bun de comunicare. Nu e treabă ușoară și pentru că vedem că lucrurile, cum să spun, sunt familii în care acest lucru se întâmplă într-o manieră naturală, nativă. Și se întâmplă asta pentru că membrii familiei, în speță soțul și soția, pentru că de la ei dau tonul, nu? Până la urmă, în ceea ce înseamnă atmosfera familiei, ei la rândul lor și-au împropriat într-o manieră conștientă sau inconștientă aceste principii de în comunicare și le-au impropriat în decursul timpului. Fie le-au văzut modele la părinții lor, fie le-au văzut, fie și-au început ei să-și dea seama, da? Și-au avut această deschidere. Fie, foarte important, au citit. S-au pregătit. Au citit, te-ai pregătit. Da? Și aici, extrem de important, nu există această preocupare în cadrul familiilor, da? De a dezbate împreună, de a dezbate împreună aceste principii care guvernează viața de familie. Și uneori ea nu există, nu neapărat că oamenii nu au interes, dar oamenii pur și simplu nu știu, nu reușesc cumva să le identifice, nu știu cum și ce să vorbească. Evident că ne învățăm cumva, cum spuneam, intuitiv copiii ce să facă și ce să nu facă și noi înșine încercăm să ne dăm seama ce să facem și ce să nu facem. Și de asta vorbim de aici și de această emisiune și de Coaliția pentru Familie și misiunea, unul dintre obiectivele Coaliției pentru Familie este această educație pentru viața de familie și împreună, alături de tine și tu fiind membru, da, în acest proiect, ne dorim cumva să creăm aceste materiale, da? Să creăm o radiografie, să spunem, a acestor principii în viața de familie, să ajungem să le abordăm, să le explicăm pe fiecare dintre ele, da? Să cooptăm specialiști, oameni de cultură, da? Alți părinți ca și noi, da? Să valorificăm tezaurul ăsta cultural iudeo-creștin și să oferim oamenilor acces la materiale informative. Că vorbim de un website, că vorbim de o broșură, că vorbim de niște emisiuni, iată cum este cea de acum, da? Sau că putem vorbi de niște videoclipuri. E foarte important să ne dăm seama că viața de familie nu merge de la sine bine sau rău. Nu, o viață de familie merge bine când anumite principii sunt cunoscute și respectate într-o manieră conștientă sau într-o manieră instinctuală, intuitivă, da? Atunci ea merge bine. Altfel nu are cum să meargă bine. Și lucrurile... se depune un anumit efort de ambele părți. De toate părțile. De toate părțile, vorbim și de copii, părțile, clar. Da, da, toate părțile. Copiii, ei trebuie cooptați și copiii trebuie, chiar de la început, tratați ca niște adulți. Ei aici trebuie... mulți facem greșeala asta de a trata pe copii foarte mult copii și la un moment dat te trezești cu tot felul de surprize, când de fapt ei au altă deci gândire. Deci din perspectiva, cum să spun, nu neapărat a obligativității, că nu vorbim de obligativitate, a responsabilității, a respectării acestor principii morale, eu îmi tratez copiii la fel cum mă tratez pe mine și la fel cum soția mă tratează, cu toții ne tratăm la fel. Da? Și în momentul când unul dintre noi are derapaje, da, pentru că nu face ok ceva, chiar ne încurajăm unul pe celălalt să ne atenționăm. Uite, aici n-ai făcut ai făcut baie? Da, v-ați jucat împreună în baie? Da, ne-am jucat împreună baie. A șters unul dintre voi pe jos? Da, Nu, a șters, da? Te-am rugat după ce ștergi celălalt să duci prosoapele? Da, m-ai rugat. Le-ai dus? Nu, nu le-am dus. Da, a făcut o promisiune care nu s-a respectat. E un principiu al vieții de familie. Promisiunile se respectă. Da? Dacă ai făcut o promisiune și n-ai respectat-o, nu e bine. Relația se erodează. Și trebuie să știm când nu se respectă promisiunile și să identificăm acele momente. Pentru că identificându-le, ne dăm posibilitatea să medităm asupra principiului respectiv, da? Și să aplicăm alt principiu. Și atunci ce trebuie să faci dacă tu n-ai dus prosoapele? Să ne corectăm. Nu. Zice, păi data viitoare să nu mai fac. Și zic, și e suficient?
Zice, da, e suficient. Și zic, eu nu cred că e suficient. Dar de ce nu e suficient? Păi ai regretat lucrul ăsta? Sau te-a durut la bască, ca să zic așa? Da, corect. Da? Ai, îți pare rău că n-ai dus? Adică chiar îți dai seama că ei generat o neplăcere fratelui tău? Îți dai seama de lucrul ăsta? Da, îmi dau seama. Păi și îți pare rău că... Să fiu sincer, mie nu prea mi se pare că îți pare rău. Da. Adică mie nu prea mi se pare că îți pare rău. Înțelegi? Și dacă nu îți pare rău, înseamnă că pur și simplu nu te interesează fratele tău și nu vrei să ai o relație cu el. Da? Și atunci el începe să-și dea seama. Da, îmi pare rău. Ah, bravo. Am mai făcut un pas. Am mai făcut un pas. Și acum ce trebuie să mai faci? Păi nu ți-am zis să nu mai fac. Nu, fratele meu. Trebuie să-și ceri iertare. Trebuie să te uiți în ochii celuilalt, dar nu uitându-te în stânga. Nu așa, scuze, și plecând. Evident că și nivelul ăsta de a-și cere iertare e și el corelat cu, cum să spun, lucrurile mai mult sau mai puțin grave. Importante, grave, exact. Care s-au întâmplat. Dar totuși trebuie să-ți ceri și iertare. Și el, făcând acest exercițiu, își dă seama că în momentul când iarăși o ia de la capăt, da? Trebuie să treacă cumva prin aceste etape care nu sunt plăcute, că nu e ușor să stai în fața celuilalt și să-și ceri iertare, nu e deloc ușor. Dar atunci, cel puțin data viitoare, când tu trebuie să iei prosoapele și nu le-ai luat, te gândești că trebuie să faci lucrul ăsta. Și atunci s-ar putea să începi să le iei. Să începi să le iei, da? Să iei prosopul. Și că ne apropiem, cred că... Crezi că deja... Da. Vreau să mai punctez cu un lucru și o să vreau să finalizăm chiar citind ceva dintr-o carte, că e foarte, foarte interesant. Legat de empatie, da? Putem asculta cu empatie, dar și asta se întâmplă îndeoseb bărbaților, da? Oamenii câteodată au nevoie doar să împărtășească greutățile, doar să împărtășească greutățile prin care ei trec. Fie la birou, fie, eu știu, în relațiile de prietenie. Nu au nevoie de sfaturi. Ori bărbatul are o constituție, așa e el făcut, logic, argumentativ, rațională. Bărbatul tot timpul tinde să rezolve lucruri, să le facă, să dea soluții. Femeia, în schimb, este mult mai intuitivă decât bărbatul. Femeia uneori știe soluția de 5 ori mai bine înainte ca bărbatul să o elaboreze el cu logica lui, pentru că este instinctuală, o simte, știe care este, da? Și atunci pur și simplu simte nevoia, da? Simte nevoia să vorbească, da? Doar ca să se descarce într-un fel sau ca să împărtășească cumva problemele și necazurile pe care le-a trăit. Ea știe care sunt rezolvările acelor probleme și ale acelor situații neplăcute cu care s-a întâlnit, dar simte nevoia să le împărtășească. Da? Ori bărbatul câteodată îi se pare stupid și inutil lucrul ăsta. Adică zice, domnule, dar și ieri și alaltăieri mi-ai spus lucrul ăsta și eu ți-am spus ce să faci. Înțelegi? Și la un moment dat chiar refuză să mai asculte, că zice, păi nu ți-am mai zis, mă tot bați la cap cu asta și na. Ei, ia că se pare că nu e bine ce facem, da? Pentru că oamenii, de multe ori, după cum spuneam, familia nu e un proiect întru totul care are un obiectiv lucrativ. Nu are 100% un obiectiv lucrativ. Are și un foarte mare obiectiv de relaționare și de conectare afectivă. Și a asculta fără să dai sfaturi, este iarăși un lucru extrem, extrem de important. A asculta empatic, da? Dar fără să dai sfaturi. Și îți spuneam, o să vreau să vă citesc, să vă citesc un pasaj dintr-o carte. Da, e o carte scrisă de un psiholog, cred că, cu experiențele pe care el le-a întâlnit în decursul vieții de familie și a consilierii maritale. Și vorbeam așa despre ascultarea empatică și spunea că a venit un pacient la el și îi spune, zice, domnule Chapman, am fost un prost, un mare prost. Zice, ce vă face să spuneți asta? Zice, m-a părăsit soția cu care sunt însurat de 17 ani. Și abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Am reformulat întrebarea inițială. Cum adică ați fost prost? De fiecare dată când ajungeam acasă, îmi povestea despre problemele ei la birou.
O ascultam și îi spuneam ce consideram eu că trebuie să facă. O sfătuiam întotdeauna. O învățam să se confrunte cu problemele ei. A doua zi, ajungând acasă, după slujbă, îmi vorbea despre aceleași probleme. O întrebam dacă făcuse ce-i spusese încă o zi înainte. Ea dădea din cap că nu. Așa că îi dădeam din nou același sfat. În a treia sau a patra seară m-am enervat. I-am spus că dacă nu binevoia să-mi asculte sfatul, n-avea niciun rost să mai aștept să o înțeleg. Putea să rezolve problema dacă mă asculta. Când a redeschis discuția, i-am zis tăios: nici să nu te gândești. Ți-am spus clar ce trebuie să faci. Dacă nu vrei să mă asculți, nu vreau să mai aud nimic din partea ta. Zice el: ar fi trebuit să-mi văd de treaba mea, ce prost am fost, a spus el. Acum îmi dau seama că, de fapt, nu de sfatul meu avea nevoie atunci când îmi povestea despre problemele de la birou. Voia doar să simtă că o înțeleg. Voia să o ascult, să-i dau atenție, să-i dau de înțeles că știu ce tensiune și ce chin apasă pe umerii ei. Voia să știe că o iubesc și că sunt alături. N-avea nevoie de niciun sfat. Voia doar să simtă că o înțelege cineva. Dar eu nu m-am străduit deloc. Eu eram prea preocupat să-i dau sfaturi. Suntem învățați să analizăm problemele și să găsim soluțiile. Uităm că o căsnicie este de fapt o relație, nu un proiect care trebuie dus la bun sfârșit și nici o problemă care trebuie rezolvată. Gary Chapman este autorul, da? Cele cinci limbaje ale... L-am întâlnit personal, da? o dată în Statele Unite. Da. Deci, iată ce înseamnă empatia. Și până când cineva nu ne atrage atenția sau nu citim, nu identificăm aceste detalii, da? Și aceste principii până la urmă care guvernează viața între oameni, da? Greu să avem o viață de familie fructuoasă. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru începutul acestei discuții pe tema comunicării în familie. Astăzi am discutat doar despre cum ascultăm. Mai avem de discutat despre cum vorbim și mai mult ce vorbim. Așa că continuăm această discuție într-o altă ediție. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în această emisiune și ne rugăm pentru ceea ce faci tu, pentru activitatea ta și mai ales pentru activitatea noastră. Arunca greutatea pe umerii. Nu, e adevărat. Stimați prieteni, proiectul Coaliție pentru Familie continuă și eu și Andrei suntem implicați în acest proiect într-o formă nouă. Vă vom ține la curent cu tot ce apare și tot ce ne dorim să facem în continuare. Temele acestea pe care noi le discutăm aici sunt parte a acestui proiect de a educa, de a ajuta, de a pune în lumină câteva aspecte reale ale vieții noastre. Parte și un început. Și un început. Un început. Da, și un început. Început. Așa că fiți alături de noi și vă mulțumim că sunteți alături de noi atunci când avem o emisiune și mai mult vă mulțumim foarte mult pentru ajutorul pe care ne-l dați preluând de la noi informațiile acestea, distribuindu-le prietenilor noastre pe social media și mai mult suntem atunci când de fiecare dată ne primiți în casele dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și împreună cu Andrei Manea vă spunem gânduri la revedere. Gânduri bune tuturor! La revedere! La revedere!